Ziua bună, dragilor, și bine v-am găsit la un nou episod din Degustăm cu Denis. Astăzi mergem să mâncăm la combinat. Bine că am zis că mâncăm la combinat, bine că n-am zis că mergem la combinat, dacă mă înțelegi ce zic. No. Faza faină e că este un restaurant care folosește materie primă locală. Și meniul este de sezon, așa că abia aștept să văd cam ce fac băieții de mâncare. Oricum am uitat peste meniul pe care l-au și pe site la ei și mi-a făcut în prima fază cu ochiul niște oaie făcute așa la grătar, dar au mai multe chestii și o să văd ce o să-mi aleg până la urmă. Ne revedem la combinat. Haideți că tocmai ce am ajuns în centrul Sibiului. Din nou, e atât de animat și atât de frumos. Hai de capul meu, chiar mi-a fost dor de chestia asta, mă. Festivalul de teatru durează până în 3 iulie, din câte am citit eu, și nu. Hai spre combinatul ăla. Ia uite, mică, și aici au biciclete din asta frumos de la primărie, pe care să le iei pe moca, sper. Mi-a zis PR-ul că nu-s pe moca. Aia e. Dar cel mai mult în Sibiu îmi plac clădirile. Sunt atât de frumoase. Haideți că am găsit și combinatul destul de greu, credeți-mă. Pentru că Google-ul a luat-o efectiv razna și nu mai încetate, nu mai știa ce și cum. Și l-am găsit, este tocmai aici în piața lor, nu știu exact cum se numește. Și după miros, o ard destul de bine, băieții. Mireasă numai stecuri. Cam așa arată interiorul. Dar sigur noi o să mergem pe terasă. Și terasa e acolo frumos. Au bucătărie deschisă. Bună seara. Și o să urcăm sus pe terasă. Iar mă pun la treabă, băieții, înainte să mănânc. Așa. Cam asta și terasa, frumos, cu bar, tot ce trebuie. Este destul de mare. Dar hai să vedem dacă găsim un loc liber. Haideți că a venit și meniul, dragilor. Și cred că o să îmi iau în prima fază niște virșli de la Gura Râului. Frumos pe grătar, servit cu muștar făcut de ei chiar, dovlecel la grătar marinat în tarhon. Salată crocantă și turtă de casă cu maia. La bază o să ne luăm o oaie friptă. Sună interesant. Vedem că au și niște chestii fără carne, ia uite, au efectiv și balmoș. Ceea ce e destul de fain. Ciocolată din vecin, 3 texturi de ciocolată de la Pladincii Snădie. Ganaș de ciocolată, lapte, pământ de ciocolată și mus de ciocolată albă cu sos de smeură. Și acesta sună interesant. Dar nu, cred că o să ne oprim aici. O să luăm numai niște virșli și niște wine asta fript așa fain. Abia aștept să gust și probabil vreun o bere sau un pahar de vin. No, dragilor, că a venit și porția mea de virșli. Măi, arată senzațional. Uitați și ce farfuriuță frumoasă are. Și ceea ce m-a atras cel mai tare la acest preparat este muștarul făcut în casă. Și vine așa cu doi virșli, muștarul, niște dovlecel făcut frumos așa pe grill și niște boabe de muștar. Plus o pâinică făcută în casă, pe care să o și gustăm puțin.
Mamă, ce tare e. Deci că ea de la București. Ah, destul de tare. Ok. Bunicica. Hai să vedem toată combinația asta. Facem furculița perfectă. Luăm puțin și puțin dovlecel. Și acest muștar. Mamă. Se simte extrem de bine gustul a lăsat de la jarul grătarului. Dovlecii ăștia sunt făcuți de pe grill și partea faină e că îți dat puțin și cu niște usturoi. Iar aici avem niște tarhon. Tarhonul este destul de puternic, dar în combinația asta e un touch destul de interesant, așa. Bine, acum dacă nu-ți place tarhonul, îl dai și tu la o parte. No. Cârnații Virșli sunt de la producător local, de la noi, la fel și legumele din această farfurie, la mic. Iar acestei farfurii o să-i dau nota 10. Merită un 10. Revenim cu cărnița de oaie. Mă, dragilor, că a venit și oaia, mă, destul de târziu așa. Virșlea au ajuns undeva în cam 10 minute, dar asta a durat cam 50. Bine, au și terasa full, ce-i drept. Da, nu. Și treaba asta cam așa. Aici avem oaia. Avem aici un piure. Nu știu exact ce piure este, dar hai să gustăm. Cremozitatea este corectă. Mamă, ce interesant este piureul ăsta. Este de conopidă. Așa cred, cel puțin. Oricum se simt foarte multe arome, se simte și usturoiul și este și ușor acrișor. Hai să vedem cum este oaia. Plus că aici avem și niște roșii sherry. Mamă. Mamă, da. Este o pastramă de oaie și este atât de suculentă și se simte foarte bine. O condimentată foarte bine cu piper. Wow! Iar acestea sunt niște roșii sherry coapte. Mm. Doamne, cât de bune! Se simte dulceața aia. Efectiv, eu zic că sunt de grădină. Eu așa zic. Ia să vedem. Și în... facem furculița perfectă acum. Ia. A trecut pragul. A trecut pragul de 10, dragilor. E senzațională. A întrecut efectiv și pastrama aceea de berbecuț, țin minte, din Brașov. Atât este de bună. Nu-mi vine să cred. Doamne! Efectiv am ajuns în raiul gurmanzilor. Ei mai pot să mai mă opresc. Hai că mai luăm gura asta și tragem concluzia. Nu ai cât e una. Piureul este foarte interesant. Combinația asta de gusturi din piure, n-am mai încercat niciodată, deci gândiți-vă că este un piure, probabil pe bază de conopidă, care este și puțin acrișor și sărat, are și usturoi, iar în combinația asta cu oaia este perfectă. Iar de la aceste roșii care sunt coapte, îți oferă o dulceață aparte în toată combinația aceasta. Așa că o să-i dau nota 12. Pentru mine e farfuria perfectă. Nu știu.
mai ales pentru o seară din asta, așa, chiar dacă oaia este cam grea și se digeră în cam multe ore, dar trecem peste. No. Dragilor, vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat și la acest episod. V-am pupat. Ciao.